dragi prieteni, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile. Astăzi vom continua călătoria pe serpentinele adolescenței împreună cu doamna Mariana Parapiru, autoarea cărții cu același nume, Serpentinele adolescenței, doamnă cu care am realizat încă o emisiune pe această temă și care ne poate ajuta foarte mult să călătorim bine prin această perioadă dificilă a vieții, atât pentru adolescent, cât și pentru părinții acestuia. Bine ați venit, doamna Parapiru! Vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur că putem continua ceea ce am început împreună, această discuție poate roditoare pentru familii, pentru adolescenți. Cu siguranță roditoare, vă spune o mamă de 3 copii, care ultimul dintre ei este adolescent acum, și chiar dacă la primul copil înveți foarte multe lucruri, ai de învățat și în continuare. Mă bucur că, deși locuiți atât de departe de Ardeal, în Galați, v-ați găsit un pic de răgaz să poposiți aici la Cluj și să stăm de vorbă despre această temă importantă. Aș vrea să recapitulăm câteva lucruri prezentate în emisiunea anterioară despre carte. În primul rând, cui se adresează și împrejurările, motivația cu care ați scris cartea. Da, vă spuneam că această carte se adresează deopotrivă adolescenților care traversează perioada aceasta grea, chiar și preadolescenților, tinerilor care au intrat în perioada de pubertate, dar mai ales, într-un fel, părinților lor care, citind-o cu înțelepciunea vârstei părinților, pot învăța niște lucruri, pot desprinde niște repere fine legate de această vârstă atât de sensibilă. Cartea a fost scrisă sub două imperative. Unul al vârstei persoanelor cu care colaboram, elevii mei, și în al doilea rând gândindu-mă și la propria adolescență, în care n-am găsit nimic scris, n-am găsit cărți, n-am găsit reviste și am încercat să merg pe cont propriu, cum vă spuneam. Și nu a fost ușor și n-a fost lipsit de riscuri. Și iată că acum, după în ultimii 20-25 de ani, apărând multă literatură de specialitate cu referință la vârstele prin care trece un om, am găsit și multă literatură despre această vârstă, dar nicio carte de-a noastră. Erau traduceri din engleză, din alte limbi, și atunci m-am gândit că poate ar fi bine, ținând cont de condițiile, de circumstanțele culturale, de nu numai de arealul nostru, ci și de starea noastră sufletească. Noi românii suntem în felul nostru și, deși e comparabil cu al altora, are unicitatea lui acest fel. Și m-am gândit că trebuie o carte și pentru adolescentul român, de aici, de la noi, care simte, trăiește românește. E și o formă de patriotism să-ți cunoști proprii tineri, devenirea lor și să-i poți ajuta, așa ca apa la rădăcină, să se dezvolte în pace, în armonie, în relații bune cu ei între ei, cu ei înșiși în primul rând, că aici e o problemă mare în adolescență, apoi cu familia și cu prieteni, colegi și ulterior chiar cu societatea cea largă și mare, care îi va îmbrățișa curând, da, după adolescență. Deci ăsta a fost scopul și mă bucur că, iată, sunt aici la Cluj pentru a aduce acest mesaj încurajator, sper, pentru părinți, pentru adolescenți. Există literatură, nu numai cartea aceasta. Cartea ar putea fi doar un punct de pornire. Există mult scris și în reviste și în cărți, cred că și pe internet, care deslușește, care face puțin lumină într-un frunzăriș așa foarte, foarte umbros, într-o zonă în care lucrurile erau de dorit a fi clarificate, dar erau încă foarte ascunse. Adolescența este o vârstă care merită să fie citită, înțeleasă, tradusă în limba adulților, pentru că în felul acesta lucrurile nu numai să se așeze, adolescentul însuși să aibă șansa de a-și supraviețui propriilor probleme, uneori foarte dificile pentru viața lui. Da? De aceea spuneam, eu data trecută un personaj spunea că dacă ai depășit, ai supraviețuit adolescenței, ai șanse să ajungi la maturitate și chiar la adânci bătrâneți. Am remarcat că ați subliniat foarte fin
gândul cu patriotismul. Eu cred că este o formă de patriotism și un lucru foarte important pentru noi ca și creștini sau români, o responsabilitate să ridicăm România. Și poate cineva s-ar gândi, păi ce putem face noi cu o emisiune de 50 de minute, două femei simple care povestesc, mame, poate dumneavoastră și bunică, dar putem face mult, pentru că dacă de peste tot li se picură celor mai tineri o încurajare, o susținere, asta va face ca noi să avem mâine o națiune sănătoasă. Da. Așa cum scrie în cronici că dacă veți căuta fața mea, voi tămădui țara dacă vă veți ruga. Cred că o formă de rugăciune poate fi chiar și a scrie o carte sau a da o învățătură. E ceva de comun acord cu Dumnezeu. Pentru mine, cartea a fost scrisă numai sub călăuzirea Duhului Sfânt, pentru că n-am făcut-o că am vrut. Am făcut-o fiindcă am simțit în lăuntru meu că e necesară, că e așteptată, că e dorită. Și am avut apoi și feedback-uri de la diverse persoane, părinți, elevi. Mi-a spus o colegă, eu la diligenție acum studiez cartea dumneavoastră, având clasa 7-a sau 8-a, exact perioada în care se intră în adolescență, și iată că ea poate fi un subiect pentru niște ore educative. Și nu cred că e rău, pentru că o spunea cu bucurie și cu satisfacție că face o treabă bună. Da, există această, părerea mea e că patriotismul se reflectă în lucrurile mici și din puținul fiecăruia se face unul real. Aici vreau să adaug o poveste frumoasă, cum e cu puținul. Vorba mea să două femei vorbesc despre ele însele, mame de adolescenți actuali sau foști. Se spune că undeva a luat foc o pădure bogată, mare, fiind arșiță, fiind totul surprins de această vâlvătaie, toată lumea alerga să caute surse mari de apă ca să o amenică. Doar o păsărică se ducea, găsisea o băltocică, lua un strop de apă și aducea și punea pe foc, iar lua un strop de apă și suratele ei au întrebat-o, ai nebunit, crezi tu că cu stropul tău de apă stingi dita mai vâlvătaia? Și a spus, nu cred asta, dar cred că eu îmi fac partea mea. Cred că fiecare ar trebui să înțeleagă patriotismul sub forma aia minusculă, aparent, de partea mea. Fiecare putem face ceva. Unul poate scrie o poezie înălțătoare despre patrie, altul în mod sigur este foarte conștient și conștiincios la serviciul lui. Și în primul rând cred că un mare patriot este un bun familist. Cred că patriotismul începe din celula de bază a societății, cum era numit odată, din familie. Acolo unde mama și tata sunt părinți adevărați, oferă protecție, oferă îngrijire, oferă șansa unei dezvoltări armonioase copiilor lor și cred că începe și acolo unde caută soluții pentru problemele nu numai actuale, ci cele viitoare. Personal am gândit totdeauna că la nivel național tare bine ne-ar prinde o școală a părinților. Am și scris despre asta într-o rubrică permanentă la școala Gălățeană, o publicație de-a noastră de acolo. Școala părinților este, cred eu, o necesitate atât de imperativă încât ar trebui să se nască și se maturizeze foarte repede, chiar la nivel național. Și acolo să învățăm că fiecare vârstă trebuie gospodărită, nu patronată, ci gospodărită, primenită cu multă finețe, cu multă știință, nu numai cu trăirea mea, eu sunt mamă și îmi iubesc copiii, asta e baza, dar următorul pas este eu sunt mamă, eu sunt și tată și trebuie să fac ceea ce are nevoie copilul meu să fac, fiindcă la vârste diferite avem nevoi diferite și noi două avem nevoi, dar ele sunt diferite de ale pruncilor, de ale adolescenților sau ale tinerilor adulți. Sigur că fiecare vârstă, iar adolescența, repet ce spuneam data trecută, este vârsta numită și de aur datorită faptului că e vârsta cea mai vulnerabilă, cu cele mai mari nevoi. Instantaneu ai nevoie de mai multă iubire, de mai mult respect și mai ai nevoie de ceva. Ai nevoie de sentimentul că ești valoros. Asta o adaug în această întâlnire, n-am vorbit despre acest aspect. Valoarea unui om începe a fi conștientizată în adolescență. Și mai ales nevoia de valoare e un strigăt acut al adolescenței. Eu vreau să fiu
ceva, cineva de aia și mulți încearcă, vorbeam noi, să iasă în evidență, fie printr-o coafiură sau o ținută, mai stridentă, dar vrea să se individualizeze, să se arate că este. Deci nu e ceva neapărat rău. Am văzut mulți părinți care au închis ochii și la un piercing, și la o freză ciudată, și la o rochie sau un blug mai special, așa, chiar nu ne-au dat o mamă și a luat fetița mea niște pantaloni, au fundul pe aici, pe la genunchi. Ceva mai urât n-am văzut în viața mea. Dar zice, o las, că e adolescentă și ea acolo mi-a spus că în grupul ei era singura fără și se simțea prost. Și sigur că i-a lepădat ea foarte curând, am înțeles că nici o săptămână nu i-a purtat. Dar cred că a fost o mamă inspirată și a făcut ce trebuia. Uneori trebuie să le dăm acest sentiment că încet, încet capătă libertatea de a alege și altceva, capătă responsabilitatea urmărilor alegerilor făcute. Cât de mult sau cum să ținem echilibru între a-i îndruma pe adolescenți, a le inspira valori, până chiar și la modul în care se îmbracă, aspectul frizurilor și al accesoriilor care le poartă, și ai lăsa, deci asta pe de o parte, și pe de altă parte, ai face să se simtă acceptați și valoroși așa cum sunt ei, ținând cont și de presiunea anturajului, adică sigur, colegi care au freza cumva sau pantofii altcumva. Unde e echilibru? Da, chiar scriam în carte, am un capitol care se cheamă anturaj sau gașcă. Anturajul fiind definit în dicționar ca un grup pașnic de oameni cu preocupări comune și non-violente, iar gașca fiind un grup în care apar și tendințe extreme, chiar și violente, chiar și... Deci e o deosebire între acestea două. Și acum părintele are o sarcină foarte dificilă, să cunoască cu cine e prieten copilul său. Nu poate impune, îți alegi grupul acesta sau pe acela, dar dacă are inspirația, de exemplu, să invite într-o zi, uite, vino tu cu toți prietenii tăi, stăm la o prăjitură sau la o limonadă cu cheltuieli minimale, dar fac ceva. În primul rând, tânărul, adolescentul se va simți prețuit, va căpăta valoare. Uite, părinții fac ceva pentru mine. Îmi permit să-mi invit cei 3, 5, 7 prieteni. Doi, fac și o cheltuială, ne ofer, știu eu, o bucăfelie de pizza sau o prăjitură sau... Dar părinții câștigă, pentru că văzându-i cum stau ei acolo, vorbind, relaționând, află care este substanța, care sunt valorile cultivate în această grupare. Și sigur că poate fi cea aparențelor cu îmbrăcăminte mai excentrică, încălțăminte sau coafiură ciudată, dar poate afla părintele, atent fiind și de problemele acelea sufletești care nu ies prea ușor la iveală, dar când stau de vorbă între ei oameni de aceeași categorie, în cazul acesta adolescenți, ei spun și astfel, fie în glumă, fie în foarte în serios, și cel mai mare câștig al părintelui e să-și cunoască copilul. Deci dacă își cunoaște copilul, își va da seama singur că nu-i periculos că și-a luat niște pantofi sau niște pantaloni mai ciudați, că a abordat o freză pe care tot el o va da la o parte peste o săptămână, o lună, un an, dar o va lăsa, că și-a pus 3 piercinguri pe limbă, pe nas sau pe ureche, nu e deloc periculos. Dacă, cunoscându-i anturajul, vede că lucrurile rămân aici și nu se duc în altă zonă, zona aia în care spuneam eu, gașca, care cultivă ideea de violență, de dacă nu ți-ai pus piercing, păi o pățești, nu o iei, te lovim, te chinuim, te obligăm sau te respingem. Cel mai tare un adolescent se teme de respingere. De aceea părintele are datoria prioritară să înțeleagă, să lase puțin garda jos și să înțeleagă. Și are șansa de a câștiga foarte mult dacă cunoaște cu cine e prieten adolescentul său. Este una dintre premisele pe care părinții pot călca cu dreptul. Dacă iau în considerare lucrul ăsta, eu de azi nu mai tratez copilul ca pe un copil. El e copilul meu, dar nu mai e copil. El este, bun, n-am să-i spun dumneavoastră, dragă adolescentule, dar am să cultiv în inima mea și am să mă rog să încep să-i arăt în mod explicit că îl respect. Tu ai decis așa? Bine, eu îți respect decizia. Dar, atenție, pot urma niște consecințe. Dacă ai o freză mov, eu te respect. Dar dacă ești pe stradă, s-ar putea să râdă un copil, să te certe un vecin.
îți asumi. Asumarea îl va ajuta să se maturizeze. Și o să aleagă, mamă, aleg sau tată să fiu de râsul cartierului, dar vreau eu să fac așa. Și o să vrea așa, o zi, două, trei, până într-o zi când o să se chiar plictisească de teribilismul lui, că astea sunt niște acte de teribilism, și o să zică, uite ce vreau și eu să fiu așa, mai normal, cum facem cu freza, nu putem să o aducem la culoarea sau la formula inițială. Dar asta e condiția. Trebuie strâns din dinți și oarece răbdare, dacă ești părinte. De multe ori părinții aveau presiune și din partea bisericii. Mă refer la părinții creștini. Da. Și nu știu, în privința asta, ce sfaturi ați putea să dați? Adică biserica are un anumit cod privitor la îmbrăcăminte și tinerii adolescenți duși de părinților la biserică nu întotdeauna sunt dispuși să se conformeze. Și atunci ce ar trebui să facă părinții? Pentru că sunt foarte multe drame ale unor părinți care au fost permisivi, poate, sau n-au spus și au lăsat copilul oricum, dar și drame ale părinților foarte cu pretenții, autoritari, care au spus nu poți veni așa și copilul nu s-a mai dus niciodată la biserică, s-a simțit respins. În cazul părinților autoritari, primii vulnerabili, din păcate, sunt părinții. Părinții autoritari care aleg să continue să fie autoritari după vârsta debutului adolescenței, după 14-15 ani, unii sunt autoritari până la adânci bătrâneți. Spun, eu te-am făcut, eu te omor, știți, am asta. Tu faci cum zic eu, că ești copilul meu chiar dacă ai 30-50, nu numai adolescenți. Există asemenea situații. Eu îmi asum gândul că sunt o minoritate, dar, repet, există. Biserica creștină, în general, nu cultivă intoleranța. E o formă de intoleranță aceasta să-i impui unui tânăr care are și el de acum gândurile lui, idealurile lui, o înmugurire a personalității, să-i impui tu, îi tai muguri așa, sever, nu fă așa, fă așa, că așa zic eu și așa e bine. Nu, mai degrabă eu am să vă dau exemplu, unul dintre exemplele din carte. Exemplul lui Ben Carson, poate am auzit de el, este unul dintre cei mai mari neurochirurgi ai lumii în care trăim, este viitorul candidat la președinția Statelor Unite. Pe vremea când scriam eu carte, acum câțiva ani, era în continuare doar cel mai mare neurochirurg infantil. Dumnezeu să le ajute. Da, mâini înzestrate și alte câteva volume. Mâini înzestrate, sunt câteva cărți care, într-adevăr, ne-au smuls toată dragostea și tot respectul față de această personalitate a lumii contemporane. În această două cărți pe săptămână se intitulează sub capitolul meu, prezint o situație de felul acesta. Mama, o bună creștină, fiind fără ajutorul soțului, era părăsită de soț, avea în creștere doi băieți. Mama lui Ben Carson, negresă, dintr-un cartier plin de droguri, de drogați. Era nevoită să crească doi băieți de 10, respectiv 12 ani, în măsura în care ea însă și era o femeie care muncea. Nu un job, 2, 3, 5 joburi ca să poată să plătească chirie. Și joburi grele, la curățenie, la spălat. Că spunea, când mama intra în casă, primul lucru arunca pantofii din picioare și își relaxa pe covorul nostru modest o tălpile ei foarte obosite, arzând de oboseală. Deci această mamă sărmană, o negresă prigonită de soartă, dar încrezătoare în Dumnezeu, s-a întors într-o seară acasă la băieții ei, care din păcate erau niște mici derbedei, care stăteau mult pe maidan și când mai veneau noaptea în casă se uitau la televizor. N-aveau treabă cu școala, cu aia, era așa, câteodată. Dar mama a venit într-o seară, s-a așezat mai sever ca oricând pe scaun și a hotărât așa pe scaun și a spus, dragii mei băieți, stați jos, închideți televizorul. Băieți au fost mirați, mama nu le ceruse să închidă televizorul, nici să stea să o asculte cum ea a rezist ceva apăsat. Și le-a spus băieților, de astăzi încolo, gata maidan, gata televizor, veți citi fiecare câte două cărți pe săptămână. Băieții au fost uimiți. Erau adolescenți băieții. Da, unul avea 10, preadolescent, unul 12, era în pubertate, se îndreptau către adolescență, dar marchează ceea ce urmează în poveste și adolescența amândurora. Și le-a spus, mamă, veți citi câte două cărți fiecare. Cum câte două cărți? Noi nu avem cărți, noi nimic. La colțul străzii noastre se află o bibliotecă publică. Și veți merge în fiecare săptămână luni și sâmbătă veți duce cărțile înapoi, iar eu vă verific înainte de a le duce.
stau cu ele în față și îmi prezentați conținutul rezumat așa cum puteți voi, oral. Ei abia după mulți ani au aflat că mama era chiar analfabetă și ținea cărțile deschise numai așa, pentru că le ținea și ca să-i țină în ascultare. De milă, de silă, au plecat luni dimineața, s-au dus la bibliotecă, au luat primele cărți, au căutat ceva mai cu poze, mai cu... Și până sâmbătă le-au citit, sâmbătă le-au prezentat mamei, mama le-a spus că e cazul să ia cărți mai serioase, mai fără poze, mai cu text, mai legate de viață, de... Și au început să ia cărți legate, le plăcea ba geografia, ba studiul pietrelor, geologia, ba tot felul de lucruri, așa cum le plac copiilor care au o minte foarte căutătoare. Și citind ei una așa, alta așa, la școală n-a se duceau, mama i-a obligat să-și facă și temele, le verifica și pe astea, nu numai cărțile. Și s-a întâmplat minunea. După câteva luni numai, la orele de curs și unul și altul, când alți elevi n-au știut, la niște întrebări suplimentare ale profesorului, au ridicat mâna timid și au răspuns. Ben Carson a răspuns despre roci ceva, că el tocmai citise o carte despre roci și văzuse și pe calea ferată și știa ce sunt, ce textură au, cum se cheamă, în ce condiții au ajuns acolo. Și profesorul a fost uimit și l-a dat de exemplu clasei. Și stima de sine, care este un alt aspect al adolescenței care înmugurește, se naște și se dezvoltă în măsura în care apare și aprecierea celor din jur, stima de sine a înmugurit și în inima lui. Fratele lui la fel. În următoarele 2-3 luni, continuând ritmul două cărți, ei înșiși au ajuns să ia cărți mai temeinice, mai bune, au început să dea răspunsuri bune la matematică, la limba engleză, la alte lucruri și au produs nu numai uimire. Deja clasa vorbea despre ei în școală, ca fiind niște fenomene. Și noutatea a fost că în anul școlar următor, din ultimii clasați în clasele respective în care se aflau, au ajuns în prima jumătate. Și încet, încet, elevii cărora ei le cereau temele spre a le copia, au venit să întrebe cum să facă temele, ce carte mai citesc. Și în anii liceului ambii au ajuns foarte bine. În liceu Ben Carson a hotărât să îmbrățișeze medicina, celălalt o profesie de carieră, a fost militar de carieră. Iar în facultate, Ben Carson povestește că a preluat de la mama lui nu numai citirea cărților, și a dat seama că numai ei citiseră cărți, mama nu știa a citi, dar mama a întrebat cum de-ai avut așa idee, mama i-a spus, eu m-am rugat și Dumnezeu mi-a spus să nu vă las că erați doi derbedeiași, doi golănași și eu nu puteam să cresc așa ceva la ușă. Dumnezeu m-a învățat ce să fac, să vă pun la citit. Și zice, mamă, bine ai făcut că, uite, în și în facultate, povestea Ben Carson, s-a ținut așa strașnic de materii, doar la un examen, povestea el, nu reușise să se pregătească și s-a rugat la Dumnezeu și a spus, Doamne, fac orice, numai ajută-mă să trec și aici, în una din cărțile lui Mărturia, Dumnezeu l-a ajutat, a trecut și de atunci n-a mai chiulit la nimic, a învățat temeinic și a ajuns printre primii absolvenți sau chiar primul, iar la 35 de ani era... șeful secției de la spitalul său, stați să vă spun și ce secție, era foarte important. Da. Deja, zice, la 35 de ani, era deja șef de secție la spitalul la care lucra, fiind cel mai tânăr în această calitate din întreaga lume medicală, nu din zona respectivă. Deci, iată ce poate face o mamă care, ăsta era răspunsul la întrebarea noastră, se roagă. Deci când copilul tău prezintă niște particularități deosebite, ți se pare și poate chiar așa e că nu a mai existat până la el așa ceva, soluția este prima pentru o femeie credincioasă să se roage. A doua ar fi să mai aibă și susținerea celor din jur, a surorilor, a fraților, a păstorilor, dar cel mai mare și cel mai iubit lucru, crede Dumnezeu, este o mamă în rugăciune. Pentru că specific pentru fiecare copil, Duhul Sfânt îți va vorbi și îți va explica ce ai de făcut. Aici nu merge cu încropeală, cu așa a făcut vecina, bunica mea, mătușa. Nu. Fiecare copil are nevoie de propria lui, ca la amprente, are nevoie de propria lui dezvoltare, are nevoie de o atenție specială. Așa cum amprentele sunt unice și atunci suntem miliarde de oameni, dezvoltarea fiecăruia în adolescență este absolut diferită.
un exemplu foarte frumos de dezvoltare care a început în perioada adolescenței și chiar seamănă cu ceea ce găsim în Biblie când Pavel îi spune de lui Timotei de credința care se sălășluise întâi în bunica și apoi în mama acestuia, Eunice și Lois. Și aici vine și Victor Hugo să ne spună că dacă vrei să reformezi un om, trebuie mai întâi să începi cu bunica lui. Da. Adică ideile bune ne vin de undeva, de pe spița de neam și influența bună și cearia de asemenea, din păcate. Aș vrea să vedem un pic cum putem să-i creștem adolescentului încrederea în sine și încrederea în oameni. Pentru că am văzut copii care au auzit de la părinți tot felul de povești fataliste. Mama a avut un eșec în propria familie sau la serviciu sau alte dezamăgiri chiar în biserică. Familii care s-au izolat și au produs niște copii cu frică de oameni, cu neîncredere, adică n-a mai putut să se asocieze cu nimeni și la serviciu a fost un singuratic și în societate în general. Și s-ar putea, m-am gândit eu, că vine o influență de la părinți în direcția asta și că noi ar trebui să contribuim ca omul să fie sănătos, să aibă și încredere în el, dar și încredere în alți oameni. Foarte mulți folosesc versetul din Biblie, blestemat este omul care se încrede în om. Eu mai citesc în continuare, scrie, și se alipește de cei răi și se depărtează de Domnul. Și oarecum, cât trebuie să creștem încrederea în oameni și cum? Sau în copil, însăși în el. În primul rând, trebuie să depistăm lucrurile așa cum sunt, în dureroasa lor realitate și să le spunem pe nume. Ceea ce ați numit dumneavoastră în această amplă prezentare este prezența complexelor de inferioritate. Este o suferință a adolescenței teribilă. Există și adolescenți cu complexe inverse, de superioritate, ei fiind excepția care doar confirmă regula. Complexele de inferioritate încep într-adevăr în adolescență chiar din familie. Și încep cu lucruri simple. Adolescentul, să spunem, îi spune mamei sau tatei, eu aș vrea să fiu, am avut un astfel de exemplu, aviator. Tu care la matematică nici 5 nu iei, vai de capul tău, cum să fii tu aviator? Și bietul copil scrie la dirigenție într-o testare, știți, eu aș vrea să fiu aviator, dar părinții mi-au spus că nu-s capabil, că nu-s bun, că nu-s... Oare ce să mă fac gunoier? Ceva în genul ăsta. Era foarte trist și deja complexat. Altă fetiță, mi-aduc aminte, era mărunțică și cum toate prietenele erau înalte și suple și se visau top modele, ce eu ce să fac cu viața mea, se întreba ea, că eu sunt micuță, nu pot fi ca ele, grăsuță. Pentru toate aceste situații există numai firul separat și dacă din nefericire părinții uneori chiar alimentează aceste lucruri, soluția începe să fie în cercul puțin lărgit, fie în există acum psiholog școlar în fiecare unitate și cel puțin eu am cunoscut oameni de mare finețe și bunătate și care chiar au știut să redreseze copii porniți pe linia aceasta foarte, o pantă foarte periculoasă a complexelor de inferioritate care duc la depresie și chiar mai grav. Există de asemenea discuția cu dirigintele, cu profesorul clasei, cu oameni pe care îi simți că pot să se apropie de copilul care, din păcate, de acolo de unde ar fi trebuit să-și capete seva încurajării, a căpătat din potrivă și fără voia părinților. Da, ei spun, există proverbul ăla, pe copil să-l pupi numai în somn, că altfel crește, îi cresc cornițele. Nu e așa. Copilul trebuie să știe și că-l iubești și să-l îmbrățișezi și să-l săruți și numai în somn. Asta mi se pare o aberantă zicere și personal nici nu cred că e un proverb. Proverbul are o temelie mai serioasă. Cred că e doar o zicală și constat că nu e adevărată. Copilul are mare nevoie de încurajare la toate vârstele. Copilul tău, generic numind. Iar adolescentul care simte că are părinți care îl încurajează. Eu am văzut părinți care își văd adolescentul că spune, cântă o melodie. Ce frumos ai cântat, ea mai încearcă ceva. Și cântă și încă una și spune, mamă, dar mie îmi place să cânt la pian sau la vioară. Ia să încercăm. Și se sfătuie cu soțul, cu prieteni. Mergem la un profesor, faci un curs de vioară sau un curs de pian.
Și nu de puține ori, din copilul ăla care, căruia doar îi plăcea ceva, iese un artist. Sau măcar făcând pian, făcând vioară, sau sport, sau balet, își dezvoltă niște calități de sensibilitate la armonie, o ținută frumoasă, făcând aceste acțiuni, sufletul e mai sensibil, se relaționează mai bine și n-au decât de câștigat. Copiii se simt împliniți și complexele de inferioritate, acelea despre care vorbeați și vorbeam și eu la început, încet, încet, nu dispar, dar se diminuează, pentru că se dezvoltă, de fapt, încrederea în sine, respectul de sine, starea de om care știe că are valoare. Primul care ne spune că avem valoare e Dumnezeu, dar nu la toți tinerii ajunge mesajul. Uneori chiar părinții se potignesc în a-l transmite, deși sunt buni și bine intenționați în credința lor, în știința lor, atâta cât au de a fi părinți. Uneori, se spune, e o zicală care nu-mi place deloc, că și iadul e pavat cu foarte bune intenții. S-ar putea ca noi, părinții aceia foarte bine intenționați, care știm să spunem nu, 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 să obținem rezultatul invers decât cel așteptat. Și unul mai blând și mai înțelegător și care mai iartă, care mai înțelege, să fie mai eficient. Eficient numind o creștere a adolescentului mai în pace, mai fără bruscări, fără violentări. Adolescența nu are nevoie de violență, ea însă și în stare să răspândească violență dacă e atinsă. E foarte sensibil adolescentul. Dar dacă el este înconjurat cu dragoste, cu bunătate, cu înțelegere în ieșirile lui, de un fel sau altul, are șanse mai mari să ajungă pe drumuri bune. Chiar cunosc și la noi în biserică cazul unui băiat care acum e student, se va căsători în curând, care în adolescență avea o freză ciudată de ne uitam toți la el, dar a fost inteligent, nu ne-am uitat cu reproș la părinți. Că știam că n-au chiar nicio vină și părinții ne șopteau, lasă-l așa, că îi trece. Și nu ne-am apucat nici să-l criticăm, era și un copil bun, și un elev bun și niște părinți de toată isprava. Nimic, l-am lăsat. Păi de așa repede, cred că în câteva săptămâni, poate o lună, două, s-a așezat freza la locul ei și ținuta care era puțin cam extremist așa, s-a așezat și aceea și părinții ne-au spus, vă mulțumesc că știau că eram mai mulți cârcotași care am fi fost foarte dispuși să fim fini observatori, știți, așa, să-l tragem de mâine, dragule, nu se potrivește, că venea așa și la școală și la biserică și a fost lăsat cu premeditare în pace. Dar bine, toată lumea s-a rugat, în primul rând părinții și apoi și noi, și lucrurile s-au calmat ca furtuna și ploaia după care apare soarele. Știți, uneori, dar de cele mai multe ori, trecerile sunt furtunoase, chiar și în atmosfera asta, creată într-un mod sublim și minunat de Dumnezeu. Mai tună, mai fulgeră. Păi nu, tună și fulgeră ca să vină o ploaie bună. Și după ploaie, ce e mai frumos decât aerul ăla curat, curcubeul. Soarele e mai spălat, e mai luminos. Da. Așa e și cu adolescenții. Ei trebuie văzuți ca trecând printr-o perioadă cu tendințe, nu neapărat furtunoasă, sunt și adolescenți pașnici, dar au tendința ca la o atingere neplăcută lor să reacționeze țepos, să facă nu numai furtună într-un pahar de apă, furtună așa, în toată casa. Da. Spuneați mai devreme de complexele de inferioritate și faptul că unii au chiar mai puțin cei drept, au un complex de superioritate. Da, așa. Cred că ei sunt mai tari ca oricine. Aceștia cum ar trebui tratați? Da, am văzut și astfel de situații și am să vă surprind spunându-vă că, de fapt, ei sunt niște complexați puțin mai mari decât cei pe care noi îi categorisim la complexe de inferioritate și am să mă explic imediat. Vedem adesea un adolescent plin de sine, înalt, să zicem un tânăr, înalt, frumos, nu e un exemplu, e concret, există. Sunt. Înalt, frumos, mis bine, am 17 ani, sunt cu ochi albaștri, cu păr blond, toate fetele îmi cad la picioare, zice el, chiar cu glas tare, nu de puține ori. În inima lui, adolescentul acela ușor arogant este, de fapt, o persoană în căutare. Oare unde e valoarea mea? Deocamdată, da, am o freză, am un chip, am o înălțime, 1,80. Dar ce pot eu face cu mine? Dincolo de aparenta superioritate, de afișata superioritate, este
un suflet care e uneori mai sensibil decât ăla care afișează complexe de inferioritate. El caută, de fapt. Și pentru că nimeni nu-i spune, ești bun la carte, ești bun la istorie, ești bun la matematică, știu eu, ești cel mai bun IT-ist acum, na, e mai în trend. El zice, stai așa, asta se vede. Am să afișez cât de frumos sunt sau cât de bun sportiv sunt sau... De fapt, repet, în spate se ascunde o sete ca de deșert de apreciere. Adolescenții au nevoie de apreciere și de încurajare. În Biblie e undeva că orice cuvânt rostit la timp poate fi o apreciere și o încurajare, poate mângâia inima și întări oasele. Medicii spun că este chiar așa. Un cuvânt de mângâiere și de apreciere, când ai amarnică nevoie de el, mângâie inima și întărește la propriu chiar și oasele îndurerate. Și asta așa nu numai și... adolescenților, și nouă adulților. Sigur, vorbesc și de noi, acum a fost în spectrul general. Dar la adolescent, aparenta lui super încredere în sine, eu sunt grozav, ascunde mai multe vulnerabilități de obicei decât la unul care afișează mai discret, că e cam complexat, nu sunt eu așa, vă spuneam, așa frumos, așa deștept. De exemplu, tânăra aceea care îmi spunea mereu, domnule, sufăr, că când am descoperit ce bine citea, ce frumos rezuma, ce lucrări făcea și a mers la Olimpiada de Română și s-a remarcat, a descoperit că poți să nu fii neapărat top model, poți să fii prima la română, poți să fii cea mai talentată persoană din clasa în care ești elevă. Și s-au topit așa încet, încet complexele și nu mergea ea cu fruntea pe sus, dar mergea foarte încrezătoare și știindu-și valoarea. Și asta trebuie să-i ajutăm să înțeleagă că fiecare e pe o altă direcție cu valoarea. Deci comparațiile ne distrug. Primii care încep să facă comparație sunt părinții. Ăsta e mai înalt, ăsta e mai slab, ăsta e mai gras și compară ori copiii proprii între ei, ori cu ai vecinului, ai prietenilor și este o greșeală mare de tot. Iată că Dumnezeu ne-a creat unici tocmai pentru a nu ne compara. Singurul factor comun e că suntem oameni. Dar în rest, fiecare, chiar și copilul părinților lui, are ceva din ADN-ul, dar nu e ADN-ul identic nici cu al mamii, nici cu al tatii. Are ceva din combinație și are ceva propriu, de fapt. Se spune că și fulgii de zăpadă, atâtea miliarde câte pică, sunt unici. Nu sunt doi la fel. Nu sunt doi la fel. Iată. Asta este a tot puternicia lui Dumnezeu, da, este el o dovadă, este nelimitat în da, creativitate. Este o dovadă a generozității sale. Dumnezeu are grijă să fie totul atât de diferit, încât să nu fie nevoie să te calci pe picioare, vezi, eu sunt mai așa, tu mai așa. Comparațiile nu și-au rost. Poți compara, să zicem, o carte, asta e mai subțire, asta e mai groasă, asta e mai albastră, asta e mai verde. Dar nu compara oamenii între ei. Pentru că ei sunt absolut diferiți. Ei, și adolescentul când este înarmat cu ideea eu sunt unic și am valoare în domeniul ăsta, mi-am găsit locul, eu mă fac medic ca Ben Carlson, eu mă fac inginer, eu am să devin uite, operator TV, că lumea iubește foarte mult acum televiziune, media. Internet. E un lucru extraordinar pentru că și-a găsit filonul pe care să meargă și să se simtă împlinit. Și atunci dispare și super încrederea aceea, aparentă. Repet, este doar o aparență. Nu există și la maturitate, dacă veți vedea oameni care au așa o mare încredere în ei, de fapt sunt cei mai... Doar o afișează, probabil. Da, sunt doar afișați și sunt cei mai vulnerabili. La o vorbă mică de deranj, prin care e deranjată persoana, plânge repede, se vaită repede, echilibrul emoțional este slăbuț la cei care se afișează foarte puternici și foarte mândri de ceea ce sunt, de ceea ce fac. Nu, de obicei oamenii blânzi și ușor mai aplecați asupra problemelor lor, ale vieții, mai iertători, care acceptă, am zis, primul examen cred că în fața lui Dumnezeu este să ne acceptăm pe noi înșine. Și asta trebuie să-l învățăm și pe adolescent și apoi și pe ceilalți. Chiar și în iubire, mă gândeam, unul dintre cele mai mari examene, după ce ne căsătorim și trece valul acela de pasiune focat al primilor luni, ani, este să acceptăm partenerul așa cum e, nu? Cum spunea undeva, să-l iubim așa cum e, să-i spunem pe față lucrurile bune care îl vor zidi și pe el și lui Dumnezeu cele în care mai e de lucru. Așa e și cu adolescentul. O mamă care se roagă, părinți care fac altarul familiei și păstrează această legătură cu Creatorul, au toate șansele, indiferent care vor fi problemele și cât vor dura, uneori durează luni, uneori ani, să izbândească.
Spuneați de valorile pe care și le poate descoperi adolescentul sau noi putem contribui la descoperirea lor. Astea au legătură cu chemarea, de fapt, așa cum îi spune Dumnezeu profeților. Din pântecele mamei tale te-am pus deoparte pentru aceasta. Și cred că e o vârstă cea mai potrivită pentru a ști, uite, eu sunt chemat de Dumnezeu, am o înclinație specială în muzică sau în matematică sau în alte lucruri, în literatură. Aș vrea să surprind și să felicit un aspect pe care l-am găsit în carte legat de generația noastră. Sigur, generația mea și-a trăit adolescența în perioada comunistă. Alții bunici și-au trăit adolescența în perioada războiului. Acum este un alt fenomen. Sunt mai multe, dar unul dintre ele l-ați surprins, este migrația forței de muncă. Părinți care ambii sau unul dintre ei pleacă la muncă undeva într-o țară și copiii rămân aici cu bunici sau poate cu poate chiar singuri. Și am văzut că ați dedicat un capitol acestui fenomen și aș vrea să intrăm un pic în subiect. N-am întâlnit tratat aspectul acesta atât de des, da. Și cred că e foarte important. În documentele tuturor inspectoratelor școlare din țara noastră, acesta e unul cu mare greutate. Statistica plecărilor familiilor elevilor. De cele mai multe ori fără ai lua și pe copiii respectivi. Aceștia, din câte am observat, acum printr-o lege, sunt obligați înainte de a pleca să anunțe și să lase oficial în încredințare copilul, fie bunicilor sau unor rude capabile să-și asume această mare responsabilitate, fie unor persoane în tutelă, dar tot așa cu acte în regulă. Problema este ce se întâmplă în sufletul copilului. Rezolvarea legală face o parte, ce parte poate face statul cu forțele lui limitate. Statul nu e familie, statul este un organ întrituit să facă organizare, să așeze lucrurile pe cale cât mai bună pentru ca poporului respectiv să-i se dezvolte calitățile și economic și social, din toate punctele de vedere. Statul nu poate substitui familia, oricât de bun ar fi, oricât de generos, oricât de bogat, oricât de PIB ar avea, el nu poate fi familie. Statul e stat. El se ocupă de lucruri de principiu, majore. În schimb, după plecarea părinților în străinătate, ce am observat eu și ca diriginte, ca profesor la catedră, este faptul că imediat în comportamentul elevului se petrec, intră pe niște grave serpentine și se petrec niște perturbări uneori mai puternice decât pe o furtună mare. Să mă explic. Când pleacă părinții în străinătate, o fac cu un scop. Acela este evident cel economic. Nu avem sau avem prea puțin aici, copiii cresc mari, merg la liceu, vrem să-i dăm la facultate, 1, 2, 3, 5, câți avem. Și noi, mama și tata, mergem să muncim în altă parte ca să le asigurăm lor posibilitatea de a avea haine, hrană, cele necesare vieții, plus o traiectorie profesională susținută financiar, pentru că de ce să nu recunoaștem, școala e gratis, dar costă. Așa. Și se duc cu acest scop. Ei își propun să vorbească la telefon, să vină de două ori pe an, măcar de Paște și de Crăciun, cu timpul poate chiar să-și ia copiii cu ei după ce își vor fi rezolvat niște lucruri acolo, un serviciu stabil, o casă capabilă să cuprindă, nu, sub acoperișul ei întreaga familie. Uneori realizează acest lucru. Am avut fericirea să văd că după cel mult un an o familie să vină să-și ia copiii din țară, din Galați, unde eram, erau în mai multe clase răspândiți, i-au luat, i-au dus în Italia, părinții lucrau, făceau pizza, își făcuseră o mică afacere sau erau în colaborare cu patronul, dar oricum aveau o casă, i-au luat, i-au îngrijit și a fost foarte bine. M-au sunat copiii fericiți din Italia, fiindcă n-am încetat să mă rog pentru ei ca ei să fie cu părinții. Eu, ca om, cred că e bine să fii cu părinții, fie acolo, fie aici, dar să fii cu părinții. Pentru că o familie care se desparte de
copiii ei sau copiii care se despart de părinți produc o ruptură împotriva naturii divine a lucrurilor create. Noi știm că Dumnezeu în primul rând a creat familia, apoi biserica. Familia este sfântă în ochii lui Dumnezeu și mama și tata și copiii trebuie să fie împreună. Până ce puiul zboară, sigur că după 18-20 de ani, când va să meargă și la studii în țară, să iei altceva. Dar câtă vreme ai un copilaș acolo mărunt și îl vezi peste 2-3 ani cu totul altcineva, e dureros, e sfâșietor, iar copilul este marcat. Părerea mea este că plecările în străinătate ale părinților ar trebui să fie numai împreună cu copiii, e părerea mea, dar realitatea economică e contra părerii mele de... Păi, oamenii ajung la concluzia că dacă se duc cu copiii, ca și cum ar sta acasă, că Nu le mai rămân bani sau unul trebuie să rămână să supravegheze și doar unul lucrează și e greu. Dar există și familii, mai ales în bisericile noastre creștine, care chiar sunt îndrumate, am văzut și păstorul nostru, ori mergeți cu toții, ori rămâneți cu toții. Și principiul ăla cu fie pâinea cât de rea tot mai bună în țara mea nu e chiar perimat. Uneori o felie de pâine mai fuscată, mai amară, împărțită între 2-3 e mai bună decât una, știu eu, pufoasă într-o parte și într-alta. Am avut situații disperate. Am și numit câteva în capitolul respectiv în care un copil de 8 ani din Iași, am avut situații în sensul în țară, nu eu, un copil de 8 ani din Iași, presa a făcut mare caz pe această întâmplare, s-a sinucis. Și bineînțeles s-au făcut cercetări, presa este cea mai avidă cercetătoare și s-a aflat. Avea doar mama lui plecase de câțiva ani în străinătate, lucra și de obicei venea de Paște și de Crăciun, aducându-i lucruri, bani și îl bucura pe băiețel. Dar nu venise nici Crăciunul anterior, de Paște promisese și iarăși nu venise, până în ultima clipă a promis și n-a putut, că fusese oprită de patron pentru o problemă. Iar copilul când a văzut că nici de Crăciun, nici de Paște nu a venit, în zilele următoare a coborât în beci și și-a pus capăt zilelor. Un copil de doar 8 ani. Nici măcar nu e adolescent, este doar un copil care a simțit în inimioara lui că e o mare nedreptate. Este abandonat. Este abandonat și lucrurile nu mai sunt în făgașul normal, sunt într-o mare dezordine. Și trebuie de aceea să ne gândim bine când facem un astfel de pas, cum îl facem. Responsabilitatea unei persoane care pleacă să lucreze în alte țări este foarte mare. Una față de sine, că se duce într-un loc în care va găsi sau nu va găsi de lucru, și a doua față de familie. Fiindcă mai e o dramă, acum noi vorbim despre adolescenți, dar sunt și tineri care pleacă și își lasă părinți singuri, părinți vârstnici, pe care, neavând aparținători, nu-i mai vede nimeni. Sunt astfel de oameni care se sting în casele lor, fie la țară, fie în orașe, fără să-i știe și fără să-i vadă nimeni, niciodată. Este o migrație încă, n-aș zice necontrolată, ci mai degrabă needucată. E o mare lipsă momentană, zic eu, a noastră, este, sau o mare nevoie mai degrabă, este nevoia de educație morală, să ne știm locul, să ne știm răspunderea și în fața lui Dumnezeu și în fața soțului, a copiilor, să ne știm prioritățile, că tare le mai încurcăm. Și atunci, dacă nu o să mai punem neapărat banul pe primul loc, s-ar putea, și să-l punem pe Dumnezeu la locul lui, pe primul loc, să căpătăm ordine și în structurarea valorilor din viața noastră. Și aici adolescenții au un mare aport, pentru că ei la vârsta de 14-15 ani deja pot spune. Dacă un copil de cât avea acela 5-6 la plecarea mamei n-a putut spune decât că mi-e dor, că o să plâng, un copil la 14-15 ani când părinții vor să plece are un cuvânt de spus. Și e bine să fie ascultat. Pentru că atunci deja vorbești cu un om care e cu ochii spre a fi matur, se responsabilizează, se maturizează. Chiar și gândul că mama și tata trebuie să plece pe el, îl trece printr-o așa văpaie ca fierul care trece prin foc pentru a fi călit. Nu e simplu și el poate să spună și trebuie ținut cont de ce spune adolescentul. Am avut o elevă care atunci când i-au plecat mama și tata, și au început să-i sosească bani pentru, era a șaptea, într-a șaptea a început să lipsească când și când și să vină gătită la școală, așa un pic mai mult decât chiar o tânără, știu, o studentă ceva. Într-a opta, la școală venea mai rar, la meditații m-am întâlnit că ea nu se mai ducea și toți banii folosea
ca să se distreze ea și anturajul ei, care profita, cumpărau țigări, sucuri, cafele, tot felul de lucruri care numai potrivite nu erau pentru 14 ani. Și la testarea națională abia s-a prezentat, că cu greu, și n-a luat-o. Nici prima dată, nici în anul următor. Iar părinții erau în continuare buni muncitori, trimiteau bani mulți la bunici. Bunicii a mers la dumnealor, erau din ce în ce mai neputincioși. Și un bunic în neputință nu are cum să facă prea mult. Poate să spună la telefon, veniți, fata nu merge bine, avea și un frățior, nici acela nu mai mergea bine cu școala. Iar banii ăștia, trebuie să știm că atunci când lipsesc, uneori e mai puțin grav decât când sunt prea mulți. Și mai ales sunt pe mâna cui nu trebuie. Un părinte știe ce să facă, dar un adolescent căruia îi dai pe bani pe mână, e ca și cum ți-ai dat foc la valiză. E o catastrofă. El va face fix lucrurile care îl atrag, impulsiv. Va cheltui pe una, pe alta, pe ailaltă, va avea instantaneu prieteni, adică consumatori, de fapt, în jurul lui. Și viața lui, traiectoria lui școlară, profesională, va fi minată sever de această situație. Deci plecarea în străinătate nu trebuie luată în ușor, nu e o glumă, din păcate, o spun acum, după ce au plecat peste 3 milioane de români. Cred, o se vede și în străinătate. Da, și... le spun și acelora care sunt plecați. Sperăm. Soluția e ori luăm copiii cu noi, ori ne întoarcem la copii. Pentru ca ei să trăiască. Deci nu e vorba de echilibru emoțional la adolescență. Iată un copil de 8 ani și a zilele. Eu am fost uimită. Că știți, la 8 ani nu prea știi bine cine ești. Și totuși copilul ăla a știut că e sfâșiat de dor de mamă și că nu mai vrea să trăiască fără mama lui. Eu cred că am tras un puternic semnal de alarmă, atât cu capitolul pe care l-ați scris și cu prezentarea și răspunsul la ultima întrebare, pentru care vă mulțumesc, și cumva ne-am făcut vocea, strigătul de ajutor al acestor copii care, da, fie copii, fie adolescenți, au rămas undeva singuri cu bunicii, și dacă pe unul dintre aceștia am reușit să le ajutăm și să fim un avocat bun, cred că s-a meritat. Da. Aveți o bogată experiență și doar în câteva cuvinte aș dori să ne și spuneți cum ați acumulat-o. Știu că sunteți mamă, bunică și cadru didactic, așa câteva lucruri despre dumneavoastră, după care o să ne despărțim. Că... Da, eu vroiam înainte de toate să vă vorbesc un pic despre modelele de viață care și pe mine m-au ajutat. Viața mea a început într-un orășel de la Dunăre, în Brăila, a continuat la Iași în studenție, unde m-am întâlnit cu soțul meu și suntem de 40 și ceva de ani împreună, părinți acum și bunici. Traiectoria vieții mele a avut șansa de a cuprinde lucruri care m-au pasionat și citirea cărților, apoi scrierea lor și aspectele de corectitudine a limbii noastre, dar mai ales vârstele vulnerabile m-au pasionat, vârstnicii și copiii, iată, adolescenții care dacă n-au în familie un punct de sprijin, simt că le fuge pământul de sub picioare. Vă mulțumim mult și pentru acest ultim exemplu și model de viață și pentru tot ce ne-ați împărtășit. Dumnezeu să vă dea sănătate. Mulțumesc. Și să vă ajute să scrieți și alte cărți noi, pe care Dumnezeu le-a plănuit deja, așa cum scrie în Efeseni 2:10, pentru în dreptul dumneavoastră. Da, vă mulțumesc și eu. Dragi prieteni, ne luăm rămas bun și vă așteptăm să vizionați o nouă ediție a emisiunii Pentru Noi Femeile săptămâna viitoare. Până atunci, să fiți binecuvântați și să ne vedem sănătoși! O emisiune sponsorizată de Matero.